Am revenit și azi în fața dumneavoastră, dragi prieteni, vă spun așa pentru că sunteți aproape și mai ales pentru că astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Prieteniei. Să vede că ne-am împrietenit bine și aici pe YouTube, din moment ce primesc atâtea comentarii de la voi, la care vă și răspund, din moment ce dați atâtea like-uri și spuneți lumii să vină pe canalul lui Nicu Bendea. Să vină aici pe canal să dezbatem problemele adevărate care nu se văd la televizor, care nu se spun în presă. Și dacă nu sunt adevărate, măcar găsim o glumă pentru fiecare. Bineînțeles că sunt adevărate, cum suntem și noi adevărați. Așadar, nu uitați, după ce ați văzut video-ul ăsta, trimiteți-l la cât mai multă lume, dați subscribe, apăsați pe clopoțel și știți voi să dați și comentarii. Că urmează weekendul și ce-o face? Ne-om scrie unii altora comentarii, cum pe vremuri se scriau scrisori, acum trăim prin comentarii. Ați văzut, până la urmă s-au decis mai marii noștri, măresc alocațiile copiilor, le măresc cu marea sumă de 20%. Le mai iau la copii o pungă de pufuleți. Să vă fie pe la nas, să vă fie rușine. Măgarilor, asta sunteți voi, niște măgari, cu urechi în sus și cu problemă cam mică în jos, spre deosebire de maestosul animal. Vă spun din tot sufletul, hai sictir, băi! Nu vi rușine, ci că se vor dubla în 2022. Cine o prinde anul ăsta 222 ori 3666, mă rog, cine o prinde anul ăsta o să trăiască bucuria dublării alocațiilor. Bă, dar nu-i lege dată. Nu s-a votat legea cum că trebuie dublate alocațiile și așa de mizerie ale copiilor. Nu, că legea e făcută pentru hoți, dragii mei. În țara asta legea e făcută pentru hoți. Unde mai pui că locuri în creșe abia există? Nu se mai construiesc creșe, ați văzut? Se construiesc cimitire și blocuri. Păi aici, în Cluj-Napoca, în leagănul civilizației, aici, în Veneția Europei de Est, aici, în Viena Mănășturului, mă, aici, în Cluj-Napoca, ce anomalie s-a întâmplat? Doi frați, gemeni. Doi gemeni au prins loc în creșă. Bucurie pe părinți. Când s-au uitat pe liste, unul într-o creșă, altul în altă creșă. Cât de tâmpit să fii, mă, să-i distribui așa pe copii, având aceeași inițială a tatălui și date și mă rog. Până la urmă sper că se remediază situația. Părinții bucuroși că au prins loc în creșă. Dar în creșe diferite, mă, anomalii. Că tot zicem acum că trăim vremuri ale conspirației, ne fac ăștia vaccin, ne bagă 5G în creier, ne bagă antenă în cur. Firea știa mai bine că eu am avut deja o sârmă. Teoria ale conspirației, noi suntem cobaie Europei, pe noi să verifică vaccinurile. Măi, fraților, cobai am fost, cobai suntem, cobai vom fi încă. Nu mai roade și dăm din codiță. Cor fost ai noștri, cor fost rușii, cor fost alții. Noi tot cobai am fost. Dar cei mai cobaizați am fost de către conducătorii noștri. Nu vedeți ce se întâmplă? Păi noi fac experimente. Într-o zi zic una, într-o zi zic alta. Nu există conspirație, există constipație. Nu există conspirație, domnule. Așa suntem noi construiți genetic, să ne facem rău unii altora, mai ales când am ajuns sus în funcții. Păi nu s-o răzgândiți și cu măsurile astea pe care doresc să le ia de la 1 august, din punct de vedere al pandemiei, nu s-au răzgândit. Într-adevăr, se închid terasele de la 23, dar până atunci poți dansa. Cu ce condiție? Ca la acea terasă să zdrângă de la chitară Ludovic Orban, să mai primească și el ciubuc de o bere și de un pachet de țigări. Ai, mama mamilor! Neruși, păcănelele rămân în continuare închise. Între 23 și 6 rămân păcănelele închise. Atunci când aparatele sunt cele mai generoase, atunci când omul bagă 100 și scoate. Eh, da, până la urmă și cu păcănelele ceva de imagine s-a obținut. Helmut Ducadam, cel mai mare portar de fotbal pe care l-a avut România, a ajuns imaginea unui lanț de cazinouri și păcănele, pariuri sportive și alte chestii de luat banii de pe oameni. Helmut Ducadam nu a mai avut loc la steaua la Becali, că Becali a zis că nu face nimic ca imagine. Că eu cu Dumnezeu, eu facem cea mai mare imagine pentru FCSB, să plece. Ducadam afară, i-am dat destui bani. Dar și ți-o spăla la imagine, băi, cioban, magnat al zerului. Așa că săracul Helmut Ducadam face și el ce poate, că are nevastă tânără.
și au vândut mânușile de vreo 10 ori pe la licitație, da, vorba aia, pe pică, trebuie să trăiești din ceva. De ce nu-l ia Prodanca la Sibiu, acolo, la Hermannstadt? Că ar face ceva și nea Helmut Ducadam, că au văzut ceva meciuri și jucători la viața lui. Nu, că Prodanca le-a cumpărat jucătorilor criosaună. Chelului îi trebuie tichie de mărgăritar. Ăia abia joacă. Ăia abia își primește salariile și ea le-a luat criosaună. Ce-i criosauna? Un ciubăr, un butoi, în care este gheață, pusă cumva la minus 165 de grade. Și dacă stai acolo, te recuperezi repede după un meci de fotbal. Stai un minut, două și repede organismul se recuperează. Dar după ce să se recupereze? Că ăștia nu joacă nimic. Și-o luat Prodanca criosaună, să-și mai pună în ea ce carne primește de la suporter, să nu se strici. Dar în timpul ăsta Mircea Lucescu, catch and release, ba vine la Dinamo Kiev, ba pleacă, ba se întoarce la Dinamo Kiev. A plecat de frica ultrașilor. A zis mitică Dragomir, domne, Lucescu să-și vadă de treabă și să stea acasă, că are bani ca să trăiască din ei 2000 de ani. 2000 de ani fără reparații capitale. Și acum s-a întors iară pentru 3 milioane de euro. I-o dat asigurări patronul de la Dinamo Kiev că nu-l bate nimeni. Poate în campionat numai Șahtiorul și s-a reîntors. Mircea Lucescu, care e problema? S-a reîntors. De ce? Banii nu au miros. Că la un moment dat i-a fost frică și lui, că are COVID. S-a dus și s-a testat Mircea Lucescu și a zis, nu. Zice, de la banii numărați, că banii nu au miros. Cum nu au miros nici pentru Tudorel Toader. Îl mai știți pe Broscoiul ăla care țopăia pe justiție la cum îi cânta Dragnea? Îl mai știți pe Tudorel Toader, bine mersi, rector la Universitatea din Iași, bă, o somitate a intelectualilor din frumoasa țara Moldovei. Tudorel Toader, ce manevră a mai făcut el acum? S-a retras din notariat, a intrat în avocatură ca să-i facă loc lui Fiuso, care nu a fost în stare să-și ia un examen ca să intre notar în Iași, și a făcut loc lui să revină dintr-un sat, să vină dintr-un sat înapoi în Iași. Dita mai notarul Toader, fiul lui Tudorel Toader și al broaștei. Vă dați seama? Legi făcute pentru hoți. Că în timpul lui s-a făcut o portiță legală ca să se poată întâmpla așa ceva. Degeaba dai examene cinstite în țară, degeaba faci școală cinstită în țară la noi. Că tot cine trebuie, intră pe un anumit post. Vorbiți voi de 5G, conspirații și alte teorii? Bă, noi între noi ne distrugem, noi între noi ne facem rău. Nu v-ați prins încă de atâtea secole. De la Burebista încoace, tot așa se întâmplă. Bineînțeles, Tudorel Toader, mă. În loc să-și bage capul în pământ ca struțul, dar nu, dacă n-ai demnitate, dacă n-ai... Asta e. Era tehnocrat în guvern PSD sau ce era? PSD și ăla, că domnul Marcel Ciolacu de la PSD zice acum cer dizolvarea organizației PSD Ilfov. De ce? Că era cotropită această organizație de mafios și interlopi. Și acum el s-o distrugă? Când deja cine trebuie acolo? Ăștia știu cu ce să mănâncă, domnule, totul. Lase acolo, domnul Ciolacu. Îți aduce alți hoți după aia în conducerea PSD Ilfov? Lasă că... Ce o să faci tu? Dacă toți îți pomână acolo, începând de la oficialități până la organe, toți sunt acolo în crengătură. Nici nu mai știu care e interlop, care e cinstit. Și aia cinstit zic, nu, nu, și noi suntem interlopi. Domnul Marcel Ciolacu încearcă și el să salveze aparențele acum când se pregătesc alegerile. Dă-i încolo, dă-i încolo și dați-mi like, lor dislike și mie like, că nu se poate așa ceva. Trebuie să vedem ce se întâmplă frumos în țară, cum e Leandru ăsta. Bă, m-ați speriat în comentarii că e așa de toxic, așa de otrăvitor. Îl iau și îl pun pe acoperiș când termin filmarea și mă spăl de 10 ori pe zi. Mie nu-mi trebuie microf de COVID, eu mă spăl de la Leandru. Soacra mea veselă, ce-ți place, ce plante ți-am luat. Asta e. Mergeți pe litoral? Mergeți să trageți o horă acolo la Mamaia. Că oricum urmează weekendul. Ați văzut că pe Tom Hanks l-au făcut cetățean grec. Și-o luat cetățenie grecească, domne. Vă dați seama cât s-o împuțit treaba în America? S-o luat de vreo 2-3 ori Oscarul și totuși s-o dus acolo pe insulă în Grecia și-o luat pașaportul cu el, zice, scăpat.
Plus ce imagine face plajelor grecești. Îți dai seama, dita mai Tom Hanks a apărut pe toate rețelele de socializare că el face parte din vechea Eladă. Nu găsim și noi pe la Hollywood un actoraj de ăsta de mâna a doua, a treia. Să-i dăm cetățenia română. Nu, că toți fug. Să-i dăm cetățenia română, pașaport și să facă și el reclamă la litoralul românesc, la Delta, la Carpați, la Chuck Norris. Are el 80 de ani, dar nu se lasă. Să vină el, Chuck Norris, s-ar bate cu corupția, s-ar bate cu o zi jumate și după aia cât e de Chuck Norris, s-ar pleca înapoi. Nu găsim. Mia Khalifa să vină să ne facă imaginea. O țară frumoasă, dar spartă de tăbi. Nu știu, un actor. Nu găsim în America un actor să-l aducem aici, să-i dăm pașaport, să-i dăm pâine cu sare și el să se laude în America. Am pașaport de România. Toată viața asta mi-am dorit, să fiu cetățean român. Găsim oare? Ce ziceți voi? Hai să vedem niște propuneri de actori de la Hollywood. Un Tom Cruise, un Bruce Willis, nu, că el face reclamă la băutura energizantă a maghiarilor, nu. Mocușvi sau cum îi zice la hell-ul ăla lor. Ce actor ar mai fi în vogă? Butler, Gerard Butler, a venit și el pentru Madalina Ghenea, da? O săptămână o sta pe aici și o zis, Serbus, nu mai întrebă. Ce actor? Van Damme. Să facă și el pe Transalpina acolo un șpagat între două curbe, nu? Ăla-i belgian, nu-i bun. Care Dumnezeu mai fi actor american de succes? După ori muri mulți care puteau să vină. Și unul mai bătrior așa, un Michael Douglas. În filmul ăla de se enervează, de scoate mitraliera în trafic. No, pe aici de 10 ori pe zi ar trebui să facă chestia asta. Nu știu, hai să ne gândim. Să luăm. Bă, dacă nu găsim actor american care să promoveze România, să-i dăm cetățenie lui Salman Khan, sărmanul Khan. Să-l cuplăm cumva până la urmă cu asta, cu vânturi, că nici ea nu mai știe că e cu Salman Khan sau cu alt trib. Să vină în România Salman Khan, să tragă niște filme de alea de 8 ore și să spună că nu, India e frumoasă. Dar ce veselie găsești în România? Să-și arate pașaportul și să facă un pic de reclamă, nu știu. Ideea e care? Dacă noi între noi nu facem reclamă, dacă noi între noi nu suntem mândri de țara asta, nu mândru că sunt român din sloganele politicienilor, degeaba aducem noi pe unul care să ne facă imagine. Trebuie să ne vedem de ale noastre. De asta vă și las. Subscribe, like, clopoțel, știți voi. Și ne vedem și mâine, sper, pe YouTube să încheiem această superbă lună de iulie, în care n-am știut dacă e toamnă, vară sau primăvară. Așa s-a schimbat anotimpul și timpul. Vă las cu bine, pe mâine la aceeași oră, aici pe canalul de YouTube. Dacă mergeți la pâine, dacă mergeți la plătit facturi, hai că mai am și eu vreo 5 facturi, trăznile ar întârzia pensia un pic și am avut alte priorități. Da, deci dacă vă întâlniți, spuneți lumii, bă, intrați pe canalul lui Bendea. Măcar dacă nu ascultați ce vă zice, să-i vedeți planta. Să vedeți cum l-o pedepsi Socrates printr-un cadou. O zi frumoasă vă dorește Nicu Bendea, numai de bine.